salutare tuturor și bine ați venit la un nou videoclip. Suntem aici pe trenul de Interregio Night 1822 Arad București și vom face un video de la Arad până la București, așa că haideți să dăm drumul. Glogovăț. Dat oricum e 16 februarie 2024, ora 17:58, acum am trecut de Glogovăț fără oprire, aici a fost fosta stație Cicir și mergem, sunt magistrala 200 și no, direcția Deva, Deva, Petroșani, Craiova, București. Ceva utilaje pe aici. Acolo e linia dinspre MTA mică, dar nu-i folosită, dar e conectată. Și aici va urma Rabna. Stația Radna, 18:09 minute. Clădirea se pare că, da, îi e în reabilitare, e așa pe jumătate, nici cum. Este râul Mureș, care e fix acolo, îi orașul Lipova. Stația Radna e pe partea asta, care e localitatea Radna. E numai un pod de sparte. Stația CFR și orașul, practic. Dar deservește și asta și aia, mai ales pe Lipova. Cetatea Șoimoș, adică ce-o mai rămas din ea. Ruinele. Am și video de aici, vă recomand. De la înălțime.
fraților, deci Interregio Night 1822, 11:37 de la Arada București, 17:48, atunci am plecat chiar în grabă, a spune, și la 5:25 o să sosim. Avem 604 km și da, asta e. Da, trenul are servicii clasa 1, clasa 2, cu șete 46, 2002 și 2001, vedeți. Vagon cu șete 6 și 4, combinat, 2002, 4, clasa 2, avem două vagoane și clasa 1 avem un vagon. Acum un vagon de cușetă în care sunt eu, aici îs combinat cu 6, cu 4, am deja video în care am mai mers cu cușetă și v-am prezentat, o să mă prezint și în videoclipul acesta, încerc să vă redau în fiecare tot ce e relevant când călătoriți, mai ales că nu eu cum cu cușetă, ca să și mă odihnesc, nu mai călătoresc. Da, nu. Compunerea cușetei cam așa, voi vedeți cu 6, 6, 6, avem aici 7 de 6 și 3 de 4. Și noi suntem în asta de 4, deci aici este, vedeți că aici sunt mai multe locuri, aici între pat. Asta v-am mai arătat și la 6 cum îi dau, să vă mai arăt că e o diferență. Că nu, suntem totuși la cușetă de 4, ăsta de aici, undeva la mijloc. Mă trecem un pod frumos și cușeta de 6, cam așa îi. Oricum e aranjat ca și 4, dar vedeți că e cel mai puține locuri. Asta se ridică aici, normal, și se prind în clemele astea care se pun așa în jos, dar practic asta, asta așa e la fiecare. Și vedeți, locul aici e foarte mic, deci chiar după ușă, deci ați văzut diferența, la asta mă refer. Dar asta nu înțeleg de ce v-a făcut așa de mic, și de 6 și de foarte mic loc între ele, deci dacă aveți multe bagaje și sunt multe persoane, nu prea în cap oamenii aici. Și practic așa îi. Avem loc berechet aici, și dacă aveți bagaje puteți să puneți acolo, se poate pune și aici bagaj sus frumos, și acolo o grămadă de loc este în sus acolo, plus paturile care sunt chiar ok, a spune. Acum nu toată lumea poate să doarmă, mai ales dacă sunt unele porțiuni mai puține sau mai mari unde trenul mere cu zdrângănel și cu e foarte rău și starea infrastructurii ei cu mâi, că sunt linii proaste sau aici se mere bine, dar în rest se poate dormi, deci cum am zis, în rest da, aveți butonul de însoțitor, nu trebuie chemat neapărat, dar nu. Aici cu căldura, cu rece, aici cu lumina, dau jos, dau de tot jos. Și priză, avem unul singur aici. Numai unul singur aici, în rest nu mai este. Am de 4 e vagon mai vechi, dar ce o chestie interesant, are geam de deschis, cum am și arătat. E aici. Și putem să filmăm chiar și noaptea. E foarte bine. Sau nu, puteți să vă bucurați de aer, dacă e cazul. Vârzava nouă. Ei, Vârzava. Cred că intrăm pe linie veche. Da. Cam așa. Da, ne-am și depărtat linia nouă care va fi acolo. Ma mare lucru, nu mai vedeți că e cam întuneric, din păcate. Am încerc să vă dau mai lumină, dar nu prea se vede. Acolo e cât se vede acum. Asta e. Și da, ca să intrăm mai în detaliu, în cum călătoriți la cușetă și cum se folosește, haideți să vă prezint mai în detaliu niște lucruri. Da, în primul rând aveți scările care
se pun ori aici, ori acolo, în funcție de unde este nevoie, când este cineva care are patul de sus pe partea asta sau pe partea aceea. Na bun, fraților, se ia scara de aici, se duce înăuntru, se ia și se pune, se agață acolo, este alea. Și aici, acum, puteți să trageți de el, că e mai lung. Vedeți? Aici, aici are prelungitor. Și cam așa. Și aici, practic, se urcă în sus. Și aici sunteți, efectiv. Vedeți? E bun. Alt lucru ce trebuie să aveți în vedere, lenjeria care trebuie pus de fiecare călător. Asta a primit de la însoțitor, mai ales oricând dați biletele la dânsul sau dânsa, când o verifică, sau chiar mai târziu un pic. Dar în rest trebuie să vă dea. Deci asta sigur trebuie să vă dea. Plus, da, în rest aveți aici pătura pe care trebuie pus lenjeria, plus și perina. Trebuie să fie 4 bucăți, pentru că îi de 4 locuri. Plus altă chestie, biletul rămâne la însoțitor până la coborâre. El are un tabel acolo cu toți călătorii care au locuri la paturile astea, așa, la toate, tot ce e în vagonul lui. Deci da, așa, cam așa îi. Aici o să fac patul frumos, să vă arăt exact cum este. Poate chiar și bag acum un video în care arăt rapid chestia asta, cu rapiditate, și ne punem să ne pregătim de seară și mai filmăm și călătoria cât mai este. Bun, fraților, patul e făcut, ați văzut și cum se întâmplă asta, așa în rapiditate, și vedeți că am trecut aici deja foarte întuneric, abia se mai vede ceva, o să vină să săvârșim la un moment dat. O altă chestie bună ce se poate face, este loc și sub pat, deci ce e în cap aici se poate pune, mai ales pantofii și rucsacuri mai mici, de exemplu, sau valize mai mici care încap aici jos. Deci loc este aici la 4, la 6 mai puțin. Ați văzut, v-am prezentat. Numai că din 4 e mai puțin locuri, plus că greu mai prindeți la unele trenuri. Asta e adevărul. Bun, și temperatura chiar foarte bună. Îmi vine să iau roșii pullover-ul acesta. E ok, nu sunt probleme, mai ales avem tren electric, cum ar veni, cu locomotivă electrică, deci n-ar trebui să fie nimic. Trecem prin defileul Jiului, acolo va fi interesant. Voi filma cât voi filma, nu știu dacă voi avea oaspeți aici sau nu, acum, dar acum sunt singur în compartiment la cușete de 4. Da, nu. Plus, mai este chestia asta care se deschide ușa, dar dacă pinceți în jos se poate bloca și nu mai intră nimeni. Numai însoțitorul dacă îl deschide din afară. În rest, faceți înapoi și se poate ieși. Asta ca să fie
privat, dacă nu vreau să vă deranjeze nimeni și știți că nu mai merge nimeni. Și trageți draperia și e ok. Aici la fel, poate trage draperiile și na, noapte bună. A, tren și săvârșim. Tren regio. Cred că e ultimul. Aici e clădirea care nu se face. 18.59 acum. A, și plecăm. Viteză, 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 dai, 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 dai. Aici stația Ilia, opera un sfert. No, deja stăm de 5 minute, tot n-am plecat. Poate vine ceva de cruce și trebuie să stăm. Avem o linie singură, nu avem două. Amintesc că și aici la Ilia am fost acum 2 ani, da, în 2022. Da, 2021. Nu era nimic aici. Deci stația asta era beche, era sus aici, cum să chestiile astea. Deja e o clădire în partea aia făcută, peroanele aici, au început ei să facă ceva, dar pe vremea aia nu era nimic. Deci când acel video de aici care am vorbit eu, cred că de la 1000 de abonați, oricum. S-au schimbat multe de atunci și aici deja se mere destul de rapid, oricum se oprește. S-a plecat un mare far sau ceva, să plecăm și noi, au venit probabil dinspre partea cealaltă. Stai să vedem. Aha, acolo-i. Trenul de Iași-Timișoara. Da. Între timp a plecat și noi cu vreo 10 minute întârziere. Probabil și cel la trenul întârziat nu și bine. Am trecut deja de centrală, într-un meze de val am dat, mai puțin. Stația Mintia. Bun, între timp am băgat viteză aici, între Mintia și Deva. Dacă ar mere și testul de viteză, mai greu. 92, 96, 98, 100. Da. Asta e 20 avem.
ce am înțeles, vreo 2 ani aici s-a făcut pauză la modernizarea stației și la clădire. Acum ci că au reluat-o. Da, nu. Ai, ai. Am și plecat. 20:30. Barierul ăsta a rămas la fel. Da, deci Simeria e foarte aproape. Acolo normal e stațiunea de 10 minute. Acum nu știu dacă să stăm 10 minute. Rămâne să vedem. Aici e revizia de vagoane Simeria. Sau cât o mai fi din el. 9 minute întârziere, 9:10, Simeria. Vedem cât stăm aici. Așa și 37 trebuia să plecăm, adică acum. Aici e stația în reabilitare, modernizare, plus și clădirea, Doamne ajută. Stația e în mare parte făcută, nu mai este clădirea mai mult. Am dezvoltat drumul fix acum, n-am apucat să iau goarna, dar și 38 am plecat. 38-39. Haideți că am părăsit și magistrala și am dat pe linia spre Petroșani. Adică, mă rog, e devierea, că normală este linie dincolo, dar cum se folosește, cum ai veni, se face roata până la Simeria Priar. Trebuie să fac acolo racordul, încă nu-i făcut din cer, am înțeles, foarte greu se mișcă, foarte, foarte greu. Și acolo fi rapid, imediat, treci și un minut, două, adică, cred că două minute maxim, până ajunge pe partea unde noi facem așa roata până înapoi. Normal ar fi așa, pâc, și atât. Așteptăm spre Simeria Priaj. Ce tare se aude. Aha, racordul e acolo. Ma e întrerupt. Dar înțelegeți ideea. Destul de mare față de faptul că nu e magistrală, dar e linia principală spre Petroșani. Călan? O fi? Cred că da. Da, este. 21:01. Plecăm.
Da, vedeți că ultima dată când am mers cu trenul ăsta a fost pe 28-29-04-2022. Mă rog, la trenul care merge la Mangalia, dar asta merge până la București. Oricum același tren, numai că în sezonul e prelungit. Deci, o trecut un pic de vreme, aproape 2 ani, cu trenul ăsta, cred că o mai fost, dar nu se filmez, adică atunci am filmat și v-am prezentat tot așa, dar acum am prezentat și mai bine. Asta e diferența, oricum eu m-am pregătit aici să mă mai odihnesc. Ar trebui să urmeze sub cetate aici. Stația sub cetate. 21:17. Pare că vine ceva, dar nu sigur. Să ai pe partea aia altă. Ui, dincolo ia tren. Ceva regio are vagoane din alea. Era zona asta s-a dus linia spre Hațeg. S-ar mise și cruza și da. Zona aia spre efectiv Caransebeș. Dar nu se mai circulă de mult timp de acolo. Adică aici au mai făcut ceva la linie. Mere mai bine. Parcă. Să vedem și mai încolo. Stația Pui. Bun. Bun, stația Petroșani, 20:23, avem 4 minute întârziere. Cât e 4 minute staționare, dar nu, rămas întârziere. Sunt destul de mulți care urcă. Am plecat din Petroșani. Altă.
Paralele cu drumul, foarte bine. Ivezeni. Avem verde. Avem restricții aici. Linia asta de aici spre Lupeni merge. Din câte știu, nici Marfare nu mai merge încolo. Din câte știu, acum s-ar putea să mă înșel. Vor să o vândă la fier vechi și linia aia. Nu. Na, pod. Primul tunel după Petroșani. Avem alt tren dincolo. Da, fraților, suntem pe defileul Jiului, cel mai fain loc din România feroviar, aș zice eu, după Toplița de Eda, după mine. Dar cred că pentru mulți asta îi. Oricum, seara e altfel, mai greu de văzut mare lucru, dar încercăm cât putem. Acum vedem. Plin de tunele pe aici. Da, încet încet o să mă pun la culcare, pentru că pe la 5:30 o să ajungem în București. Vedem dacă o să avem întârziere sau nu. Până ce mai filmez un pic și iau locul să mă odihnesc ca lumea, că totuși suntem la tușetă și să dormim. Așa că noapte bună. Pietrele albe. Neața și salutare, haideți că ne-am trezit, mai avem vreo 20 de minute până la București, cam în jumătate de oră, atunci vine de obicei însoțitorul să vă trezească, așa e, și atunci aduce și biletul de obicei, sau chiar după. În rest, acum e momentul în care se scoate lenjeria de pe pătură și de pe perină și se face înapoi cum a fost și se întoarce la însoțitor sau se lasă aici, că este și când se lasă aici. Acum nu, depinde de situație, poate să fie și așa și așa. În rest, da, așa a fost programul nostru. S-a văzut că după Petrușani am filmat.
și am fost la timp. În general am fost la timp, în general foarte bine. Trecut de videre, aici deja nu mai avem mult, 3 minute, 7 minute întârziere, acum mai am avut 3, na, nu știu, grădinari, da. Probabil pe aici mai sunt lucrări și mere puțin mai mult, că singură linie. Da, vedeți, deoarece am urcat direct în tren, am ticket gratuit, că am carte de călătorie, dar am primit ticketul și biletul înapoi. Mă rog, am primit și mergem, că mai avem puțin. Da, haideți că am împăturat înapoi lenjeria cum a fost, am pus perina înapoi și pătura și gata. Suntem gata de coborâre. Suntem și foarte aproape de București aici. Ce încă nu v-am arătat, sunt băile, sunt pe ambele părți a vagonului. Haideți să vă arăt cam cum uiți. Și prima e aici. No, situația așa e. Chiar ok, chiar... chiar ok. Curat, avem de astea, apa, e așa, e ok, și mă rog, aici e un pic rupt, la rest, e bun. În rest, nu, aici e locomotiva, suntem în primul vagon în față. Aici ai vagonul de dormit. Se pare că e mai rău aici un pic. Și aici și miroase, deci nu e chiar convenabil. Apă nu cu. Sau, uite că mere, numai a mers un pic cu întârziere, dar e miroasă, aici nu mai e bun. Da, nu. Și am ajuns înapoi, haideți că ne îmbrăcăm și coborâm. Alt lucru important de notat, se urcă în tren și se coboară unde stă însoțitorul. Deci acolo, nu în cealaltă parte. Poți să deschidă și acolo, dar în general se urcă unde e însoțitorul. Mare atenție. Da, aici deja ne apropiem, sunt foarte aproape. Și încă e noapte, că e ora 5:30. Călătoria a fost chiar foarte bună, nu am mari întârzieri, acum avem vreo 7-8 minute. E ok, acolo prima baie a fost bun, cealaltă a fost mai nașpa. A fost dezastru, dar nașpa. Rest, am călătorit bine, am dormit bine, de la după Petroșani până aici după Videle. Apoi între vreo 60-65% din cușetă era ocupată, la mine e gol. Și no, e ok, e ok. Nimic deosebit, chiar nu sunt mari întârzieri acum. Întârzierile mai mult am acumulat aici după Craiova spre Roșior. Pe acolo, Roșior după Videle, chiar după Videle, aș zice. Dar no, în rest a mers bine. E interesant să ajungem așa repede în București. Pe la 5 jumate
e chiar ok. Nu știu pentru cine e, de ce se ajunge așa de repede, dar e ok. Trenul măcar se cam ajunge pentru prima dată în București, pe la primele ore, deci e chiar bun. Și de aici se poate merge mai departe sau, na, dacă aveți treabă în București, asta îi. Se ajunge ok, se ajunge de vreme. Și în rest mai sunt alte trenuri care sosesc mai târziu. Mă refer de la Arad sau, mă rog, dinspre alte destinații. Trebuie să se mai gareze niște trenuri pe aici. Trecem de București Basarab imediat. Și noi imediat de București Nord înapoi. Și apare. Am sosit în București Nord. 5:38. 13 minute întârziere. Nu-i rău. E sâmbătă dimineața, fraților, îi mișcare, mișcare la ora asta. Pregătite de plecare multe trenuri, unele sosite, altele la plecare. E bun. Dacă vrei să continui cu următorul video alături de mine, dă click pe videoclipul de mai sus.